Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate și în seara aceasta. Sunt foarte curios dacă voi aveți momente în care vă uitați în urmă în viața voastră și aveți acel simțământ al vieții furate. O viață furată nu neapărat de niște oameni anume sau de niște personaje, o viață furată de indiferență, o viață furată de timpul pierdut pe care îl irosim în mod irresponsabil, o viață furată de faptul că nu ne exploatăm la maxim și nu ne dezvoltăm potențialul pe care l-a dat Dumnezeu și așa pe nesimțite și pe furiș, viața noastră se scurge într-o anumită direcție și când ne uităm mai cu atenție, ne dăm seama că s-a dus. Nu mai putem recupera timpul, nu mai putem câștiga ceea ce s-a pierdut, nu mai putem să ne luăm viața înapoi. Ea curge, așa cum curge un râu la vale și nu se mai întoarce niciodată. Uneori, chiar responsabil fiind de viață sau de anumite sectoare ale ei, tot cu durere sau cu nostalgie privim în urmă și ne dăm seama că viața s-a dus. Uneori ne-a fost furată, alteori pur și simplu s-a derulat, dar în multe ocazii ne ocupăm viețile cu lucruri care nu contează, cu lucruri care n-au valoare, cu lucruri care nu au nicio greutate și nu ne ajută cu adevărat să trăim ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Nu ne ajută ca să ne împlinim ca oameni. Nu ne ajută să avem acea explozie a vieții și acea exuberanță care ne face să fim niște oameni fericiți. Aș dori ca în seara aceasta să jucăm în două extreme. Extrema aceea în care Dumnezeu dorește totul de la noi, să avem o viață împlinită și fericită, și extrema aceea în care ajungem în greutăți, în necazuri, în suferință și viața se duce și avem numai regrete și numai frustrări. Care a fost planul lui Dumnezeu? Care este planul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine? Acum vă dați seama că fiecare dintre noi avem un plan personalizat pe care trebuie să-l descoperim la nivel individual, la nivel individual. De aceea, în momentele următoare o să găsim niște traiectorii comune pe care vrea să mergem Dumnezeu, dar de la acestea, fiecare dintre noi trebuie să ne găsim drumul. Dumnezeu a dorit ca oameni să fim fericiți, să fim împliniți, să avem realizări și să nu ne cramponăm de micile probleme ale vieții și de acele momente în care viața aduce anumite piedici. Atunci când a creat Dumnezeu pe om, i-a pus în față o perspectivă nelimitată. Și aș vrea să fiți atenți aici, în Cartea Genezei, la capitolul 1. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut. Și în versetul 26, a doua jumătate a lui, ni se prezintă planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Fiți atenți! Spune Dumnezeu în a doua parte a versetului, El să stăpânească, adică omul, peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Cu alte cuvinte, spun în față o perspectivă nelimitată. Să fii stăpân, să explorezi lumea, să cunoști, să fii cât mai responsabil cu putință. Să iei din viața aceasta cât mai multe lucruri, să cunoști. Și aș vrea să vă întreb și să te întreb, câți dintre noi înțelegem dimensiunea aceasta a vieții pe care o pune Dumnezeu în fața noastră, această perspectivă nelimitată? O să observați că în cele mai multe cazuri, noi ca oameni punem limită vieților noastre. Sau lăsăm ca viețile noastre să fie furate și planificate de alte lucruri în mod dezorganizat și dezordonat sau de alte persoane. Dumnezeu zice, uite, îți pun în față o perspectivă nelimitată. Fii stăpân. Noi oamenii zicem, dacă am atât sau de aici până aici, e ok.
e suficient, eu mă mulțumesc. Și nu aș vrea să înțelegeți că bat doar în direcția aceasta financiară. Nu despre asta vorbim. Deși sunt importante și resursele financiare, însă noi, ca oameni, ne limităm. Oh, dacă prind jobul acesta, e suficient, până la pensie, nu mai ies de acolo, e tot în regulă. Dacă o să câștig suma asta de bani, sau dacă o să-mi cumpăr o casă, sau dacă o să-mi cumpăr mașina respectivă, e suficient, eu sunt mulțumit. Dacă ajung și eu un profesor pe nu știu unde, dacă ajung să vizitez o țară, e în regulă, eu mă mulțumesc, mă declar mulțumit în viața aceasta. Însă, Dumnezeu zice în versetul acesta, stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Cu alte cuvinte, te fac un stăpân al lumii să cunoști, să explorezi cât mai mult. Câți dintre noi trăim cu dimensiunea aceasta în minte a existenței? Majoritatea dintre noi ne plângem că nu avem asta, că nu avem cealaltă, mai intrăm în niște conflicte, mai urmărim niște trâncăneli pe la televizor, mai umplem timpul atunci când ne plictisim cu lucruri de mică valoare și în felul ăsta existența noastră, viața noastră este furată. Și timpul trece repede, repede și numai ne uităm în spate și ne dăm seama că viața s-a cam dus și că nu mai prea rămâne mult acolo. Și încep frustrările, încep regretele. Întrebarea mea pentru mine și pentru tine este cum am putea să facem în așa fel încât viața noastră să nu fie una furată sau una irosită, ci să fie o viață trăită. Mântuitorul spunea, eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug, adică să trăiești viața aceasta, să fii fericit, să ai realizări și să ai o perspectivă largă asupra ceea ce îți poate oferi. Foarte puțini oameni se gândesc la direcția aceasta a vieții. Majoritatea sunt prinși în casetele acestea prefabricate de ei sau de alții. Și nu mai ies de acolo. Și următorul pas, când ușa se deschide, direct în groapă, la minus 2, și asta a fost. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Foarte largă și generoasă perspectiva aceasta a lui Dumnezeu. De multe ori, nu surprindem miracolul acesta al vieții. Îmi plăcea foarte mult ce spunea Brâncuș într-unul dintre citatele sale. Spunea că oamenii nu prind dimensiunea aceasta cosmică a vieții. Ei se blochează doar în supraviețuire. Nu văd miracolul vieții și vor doar să supraviețuiască, vor doar să aibă de pe o zi pe alta. Trăiesc în frici, trăiesc în acele limitări și autolimitări și în felul ăsta nu reușesc să vadă dincolo dimensiunea aceea veșnică a vieții și dimensiunea aceea spirituală a vieții. Într-una din observațiile sale, când s-a reîntors în țară de la Paris, spunea niște cuvinte foarte usturătoare și tăioase. Săraci și proști v-am lăsat, săraci și proști v-am găsit. De ce? Pentru că oamenii s-au limitat. Și au zis, da, ce ne trebuie nouă mai mult de atât? De ce să ne destupăm mintea? De ce să mergem și pe alte meleaguri să vedem cum trăiesc alții? De ce să ne dezvoltăm? De ce să ne educăm? De ce să ne culturalizăm? Nu avem nevoie. Observați că și după atâția ani de la moartea lui, cât preț se pune pe operele lui în țară? Așa, că e vorba de o valoare patrimonială, dar nu prea mare interes, nici din partea statului. Nu? Sunt privați ăștia samsari care speculează geniul și valoarea operelor sale și care le licitează și mai fac anumite simpozioane și expoziții de artă pentru câștig material, bineînțeles. Dar prea puțini îl prețuiesc pentru ceea ce
a însemnat el ca geniu, ca fel de a fi, de a gândi. Dumnezeu vrea să ieșim din bula aceasta a mediocrității și vrea ca să trăim altfel existența și viața aceasta. Și în niciun caz, dacă te limitezi doar la supraviețuire, nu vei putea să înțelegi unde stă adevărata valoare a vieții. Ca să mergem la cealaltă extremă a unei vieți împlinite și fericite în ciuda greutăților, îl găsim pe Iov. Pe de o parte vedem idealul lui Dumnezeu, pe de altă parte vedem unde te poate trânti viața. Și cu toate acestea, să trăiești o viață împlinită, o viață de valoare, o viață care nu poate fi furată niciodată. Foarte mulți se lasă furați de peisaj și spun, ca să am o viață împlinită, fericită, înseamnă să am nu știu câți bani, să am casa aceasta, să am mașina aceasta, să am soția aceasta, să am copii aceștia sau să mă bucur de aventuri amoroase pe nu știu unde, să călătoresc în toată lumea aceasta și asta este viața. Dar sunt oameni care fac toate lucrurile acestea și la sfârșit rămân cu gust amar și spun, viața mea a fost una furată. Nu sunt fericit. Și ajung să spună, precum Eclesiastul, că totul este deșertăciune și goană după vânt. Unul dintre oamenii lui Dumnezeu, dintre marii oameni ai lui Dumnezeu, Iov, a înțeles care este adevărata valoare a vieții și a înțeles că a trăi o viață împlinită și fericită nu poate fi conceput sau nu poate să existe fără existența lui Dumnezeu. Putem să facem multe lucruri frumoase, putem să fim niște oameni pozitivi, putem să fim oameni optimiști, putem să avem multă cultură și sunt lucruri extraordinare, pentru că arta dă satisfacție, cultura dă satisfacție, educația dă satisfacție, dacă ești bun în ceea ce faci, dă satisfacție, dacă ai câștiguri materiale, toate astea îți aduc satisfacție, îți aduc o mulțime de oameni împrejurul tău, notorietatea aduce o anumită satisfacție. Însă, pe termen lung, când tragi linie, îți dai seama că toate astea se termină. Și că într-o bună zi, oricât de multe realizări ai avea, trebuie să le lași în urmă și să închei socotelile în viața aceasta. Da, este mult mai bine să ai realizări de felul ăsta, chiar fără Dumnezeu, decât să n-ai niciun fel de realizări. Este mult mai bine. Însă, Iov a descoperit o dimensiune cărora le lipsește celor mai mulți dintre noi, chiar și acelora care se pretind și se dau a fi religioși, pentru că a fi religios nu este întotdeauna echivalent cu a fi un om credincios și împlinit și realizat. Poți să fii un om religios care îndeplinește o anumită formă a religiei, dar care nu-L cunoaște absolut deloc pe Dumnezeu. Este ca un roboțel. Dimineața, la prânz, seara, și-a spus rugăciunea, se spovedește, se duce la biserică, a făcut ritualul, a dat banul, vine acasă, iar se duce săptămâna viitoare, dar n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Sau poate din când în când, așa când îl mai scutură câte o emoție sau câte o trăire din asta, dar n-are treabă. Nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Însă despre Iov spune Sfânta Scriptură că a înțeles viața în alt fel și aș vrea să vedem cum a trăit Iov viața. De obicei, atunci când se citește sau se predică din cartea lui Iov, se merge foarte mult pe linia aceasta a suferinței. Și într-adevăr, în cartea lui Iov se vorbește mult despre suferință, dar dacă te uiți cu atenție, în cartea lui Iov nu se vorbește doar despre suferință. Este o dezbatere filozofică și teologică cu privire la sensul existenței, cu privire la ceea ce se face în viața aceasta, cu privire la Dumnezeu, cu privire la efemeritatea vieții. Cum să trăiești ca să conteze cu adevărat? Și la un moment dat,
Dumnezeu stă de vorbă cu diavolul. Da, pare ciudat, dar așa este, așa descrie Sfânta Scriptură, că la un moment dat diavolul vine la sfatul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: ai văzut pe neprihănitul meu Iov? Este un om credincios, este un om care știe de ce trăiește, este un om care prețuiește viața și trăiește responsabil. Zice diavolul, stai liniștit, este orientat pentru că tu l-ai orientat. I-ai dat averi, turmele lui acoperă țara, are prosperitate, are mai mult decât și-ar dori, cum să nu te binecuvânteze? Cum să nu fie omul ăsta fericit? Cum să nu fie omul ăsta numai un psalm și o cântare și o rugăciune toată ziua? Ia, lasă-mă puțin să mă ating de ceea ce are și ai să vezi că te va blestema în față. Ăsta este paravanul după care se ascund toți oamenii frustrați și neîmpliniți. Bă, pe cum să nu ducă bine ăsta, mă? Cum să nu fie fericit? Păi tasul i-a dat nu știu câte averi, de la mama a moștenit nu știu ce, are atâția prieteni, are familie în spate, a avut noroc, păi cât noroc a avut ăsta în viață, uite, i-au venit oportunitățile una după alta, dar eu, și începe lista cu nemulțumirile, eu, păi cum, n-am avut moșteniri, n-am avut parte, n-am avut nimic, n-am avut avantaje și tot pe placa asta o ține toată viața, că n-a avut și nu i-a dat nimeni nimic. Însă, Dumnezeu îngăduie ca viața lui Iov să fie pusă la un test. După ce citim acea introducere frumoasă despre Iov, în care se spune că era un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Păi, normal, nu? Dacă ai tot ce trebuie, dacă toată lumea vine la tine, te vizitează și te binecuvântează și îți vrea binele și are interes la tine, cum să nu o duci bine și cum să nu fii cel mai calm om? Vorbesc recalcitranții și ăștia care sunt stresați. Păi cum să nu? Și apoi, i s-au născut 7 fii și 3 fete, avea 10 copii, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Am zice, domnule, ăsta este un om realizat. Este visul oricărui om din orice timp să aibă angajat sau să aibă slujitori, să aibă bani, să aibă putere, să aibă influență, să aibă tot ce își dorește. Și nu e rău să-ți dorești, dar nu asta este ținta. Mulți confundă starea aceasta de binecuvântare sau de prosperitate cu ținta vieții și asta îi face să aibă niște vieți ratate. Dar nu asta este ținta vieții, nu acesta este scopul pentru care trăiești. Acesta poate fi un efect al unor oportunități sau binecuvântări pe care le ai în viață. Iov a știut altceva, că nimic și nimeni nu-ți poate da satisfacție, împlinire și putere în viață decât prezența lui Dumnezeu. Și spune aici Biblia că fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Avea de toate. Avea animale, avea slujitori, avea bani, avea putere, avea influență, avea tot ce își dorea, avea și niște copii care se înțelegeau. Că mai sunt unii care sunt bogați și copiii se ceartă între ei, scot ochii, da? nu există. E praf de pulbere, praf de pușcă între ei, dinamită. Nu se înțeleg de nicio culoare. Și oricât de mulți bani ai avea, dacă fiii tăi și fiicele tale nu se înțeleg, parcă nu-ți tihnește de nimic. Ei, Iov avea și binecuvântarea asta, că fiii și fiicele lui se înțelegeau. Mergeau unii la alții, mâncare, băutură, se distrau, vorbeau, erau împreună, părtășie, extraordinar, o viață de vis. Și diavolul zice, stai un pic să iau eu
cum zice americanul, environment-ul, adică peisajul din jur și ceea ce îl înconjoară. Și hai să vezi că te va blestema în față. În momentele în care pierzi statut, bani, influență, putere, se vede cu adevărat cine ești. Dacă trăiești o viață de om care joacă doar la superficial sau dacă trăiești viața în profunzimile ei. Și de multe ori n-ai de unde știi, pentru că viața te ia așa de tare, ca un vârtej din ăla de apă de munte și te duce cu viteză și te întoarce pe toate părțile și ești atât de prins, uneori de fericire, alteori de griji, încât atunci când dai cu capul de o piatră sau te lovești, încep să te dezmeticești, să zici, stai un pic că, de fapt, viața este altfel. Eu o trăiesc într-o direcție, ea se duce în altă direcție. Eu cred că merg într-o parte, ea mă duce în altă parte. Și ne trezim cu viața furată. Și diavolul zice, ia, lasă-mă că îi dau eu un test acum și ai să vezi ce fel de credincios este Iov. Și au început să vină în mod sistematic, una după alta, loviturile. Prima dată a venit un sol care a zis, versetul 14, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabene asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Deci din start, o parte din avere s-a dus. Și din slujitori. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Culmea, că scăpa numai cel care trebuia să dea vestea rea. O altă pierdere. Nu termină bine, că urmează celălalt. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Păi, dragii mei, dacă s-ar fi întâmplat lucrurile astea în societatea noastră hipersensibilă și sensibilizată, păi din start ar fi ajuns la nebuni. Ce mai depresie? Direct la nebuni, la ospiciu. Cu 7000 de tranquilizante, cu tratamente de psihiatrie. Dom'le, am pierdut depresii, da, cronice, de alea. Atât de tare ne-am pierdut capacitatea de reziliență, de a rezista în fața greutăților vieții, încât am ajuns niște handicapați existențiali. Pe cârje, pe aparate, cu tehnologie, bagă telefonul pe ureche, stai în fața televizorului 24, când nu merge, dă comandă, plătește dincolo, factura, servitorul să vină nu știu cine, să-mi repare aia, dacă nu-mi convine, fac comentarii. Super sensibil la orice. Cineva este totdeauna de vină și noi suntem foarte sensibili la orice pierdere. Ne-am pierdut rezistența. Păi în trecut, dragii mei, oamenii au trăit o viață foarte grea. Au muncit din punct de vedere fizic până la epuizare. De multe ori pierdeau 3, 4, 5 copii, de asta făceau și mai mulți, pentru că mureau pe capete. Nu exista penicilină, nu erau antibiotice și trăiau pierderile astea și le integrau ca fiind o parte din viață. Nu e gata, dacă, Doamne ferește, se întâmplă o chestie în astea, nu mai, ne-am pierdut cu totul, nu mai avem capacitatea să trecem peste ele. Ne-am dus în partea aia, a bâlciului existenței. Și ne învârtim în sfera aceasta a bucuriilor, iluzorii. Și numai ne trezim că viața s-a dus și că noi n-am trăit cu adevărat o viață cu greutate. Iov a pierdut tot. Imaginați-vă, slugi, animale, tot, copii, nu unul, 10 copii, toți copiii într-o singură zi. Este dramatic, este tragedia tragediilor. Gândiți-vă cum ați fi acționat și cum ați fi reacționat în situația aceasta.
Spune cuvântul că Iov s-a sculat, sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Nu și-a reprimat sentimentele. A trăit jalea aceea. Nu poți să spui că Iov a trăit o fericire, așa. Da. Deci nu mergem în direcția aceea, în care tu să ai pierderi și să sari într-un picior de bucurie. Ce bine că s-au dus. Nu merge așa. A trăit jalea, însă s-a ridicat deasupra pierderii, a înțeles-o și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Dragii mei, unul dintre secretele vieții împlinite și fericite este să înțelegi acest adevăr profund, că nimeni nu-ți datorează nimic, nici chiar Dumnezeu. Și lipit de El, că n-ai venit cu nimic în lumea aceasta și că nu vei pleca din lumea aceasta cu nimic. Punct. Nu-ți datorează nimeni nimic, gol ai venit în lumea aceasta și gol te vei duce din lumea aceasta. E simplu, dar atât de profund. Ai avut 10 copii, ai avut bani, ai avut atâtea. Da, dar nu sunt ale mele. Eu sunt doar un administrator și în momentul în care sunt administrator, problema pierderilor nu mai este atât de mult a mea. Este și a mea, că lucrez pentru câștig. Am fost creați ca să mergem pe câștig. Dar sunt un administrator a ceea ce am primit de la Dumnezeu. Și eu spune: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi duce în țărâna pământului. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Lui binecuvântat. Câți dintre noi mai gândim așa? Câți dintre noi mai gândim așa? N-aș vrea să mergem în extrema aia indiferenților, în care n-au prea multe lucruri de pierdut în viață și dacă pierd ceva, lasă-o acolo, nu contează. Nu aici vreau să ajungem. Iov chiar a avut pierderi serioase. Dar uitându-se cu atenție, a zis: Doamne, ce pot să fac eu? Tu mi-ai dat, Tu mi-ai luat. N-am niciun control asupra ceea ce s-a întâmplat, dar pot să am control asupra a ceea ce fac, asupra a ceea ce gândesc, asupra a ceea ce analizez, asupra a ceea ce acționez de aici înainte cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Aici am control. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Și vine nevasta și zice: ce, tu rămâi neclintit în credința ta, blestem o dată pe Dumnezeu și lasă-mă în pace, uite, nu mai avem casă, nu mai avem masă, nu mai avem nimic, totul s-a dus, totul s-a prăpădit. Copiii mei, gata, lasă-mă cu credința ta, cu Dumnezeu. Au mai venit și câțiva sfătoși care căutau vină la el, să-i spună: sigur ai făcut tu ceva de te pedepsește Dumnezeu, nu ești tu chiar așa porumbel cu mințel, cum îți place ție să crezi. Și au început să insinueze, să-i pună în spate tot felul de culpe. Însă Iov, chiar dacă nu știa de ce au venit asupra lui toate aceste nenorociri, totuși Iov a avut o viață împlinită și fericită, pentru că știa în cine crede. Au venit prietenii lui, au încercat să-l consoleze. În alte ocazii au încercat să-l critique, să-l acuze, să-i pună în spate tot felul de vinovății. Însă Iov a refuzat să-și asume ceea ce nu era a lui și a încercat să înțeleagă de ce se întâmplă ce se întâmplă în viața lui. A avut momente grele. A avut momente în care și-a blestemat existența. A avut momente în care pur și simplu s-a certat cu Dumnezeu.
Și spune în capitolul 3 că după aceea Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. Unii cred că a avea niște răbufniri emoționale și niște revolte în suflet, e ceva rău. Vai, cum să vorbești așa cu Dumnezeu? Vai, dar cum să zici nu știu ce? Vai, dar cum să... Nu! În clocotul acesta al emoțiilor, de multe ori, mai ales când te lovește existența, zici multe lucruri și uneori pari irațional. Însă atunci când ești pasional, atunci când ești implicat în viață, când îți pui întrebări, trăiești cu adevărat. Când trăiești așa ca frunza pe apă, a venit, s-a dus, a plecat, o să mai vină, o să mai treacă. Nu trăiești cu adevărat. Iov trăia viața la intensitate maximă și spune aici în capitolul 3, cu versetul 3, blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea care a zis, s-a zămislit un copil de parte bărbătească, prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea, să o cuprindă întunericul și umbra morții, nor gros să vină peste ea și neguri peste zi, să o înspăimânte noaptea aceea, să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni, da, stearpă să fie ziua aceea, ducă-se veselia din ea, blestemată să fie de cei ce blestemă zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul, să se întunece stelele din amurgul ei, în zădar să așterne lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei, căci n-a închis pântecele care m-a zămislit. De ce n-am murit în pântecele mame mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? Iată, ce frământare, ce clocot în inima lui Iov. Doamne, am pierdut-o, nu știu de ce. Știu că te iubesc, știu că mă încred în tine, nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea în viața mea. Nu știu, Doamne, n-am răspunsuri. Apropo de cei care au toate răspunsurile, cum le-ai dat o întrebare, ei vin cu răspunsurile. Mai aveam colegi de genul ăsta, la orice, că e vorba de știință, de medicină, de orice, ei aveau răspunsuri. Spunea cineva la o emisiune de radio că deștepții au întotdeauna întrebări, proștii au întotdeauna răspunsuri. De ce? Pentru că privesc viața în mod superficial și trebuie să rezolve pe moment tot. Însă eu pun întrebări. Blestemă ziua în care s-a născut. Nu înțelege anumite lucruri, dar cu toate acestea, un lucru îi era clar, că îl iubește pe Dumnezeu și că are încredere în Dumnezeu. La un moment dat, când dezbaterea între el și prietenii săi se aprinde, spune într-unul din capitole niște lucruri foarte, foarte profunde, capitolul 19, începând la versetul 23. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia, sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Observați care era secretul lui Iov. A pierdut tot. A intrat într-o perioadă de suferință cumplită, în care și-a pierdut sănătatea, în care și-a pierdut suportul soției, în care și-a pierdut suportul prietenilor și pisau și tot timpul apăsau ca să-l facă vinovat. Dar Iov știa în cine credea. Și a fost cumplit. Gândiți-vă să pierzi tot, să-ți pierzi sănătatea și suportul celor dragi și să fii tot timpul învinuit și acuzat. Da, uite, dacă ai fi făcut așa. Da, uite, sigur ai făcut tu ceva. Da, uite că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și toate astea veneau ca un ecou care se rostogolea din ce în ce mai tare asupra sufletului lui, ca un bulgăre de zăpadă care se face din ce în ce mai mare și la un moment dat te zdrobește. Însă lui Iov nu i-a ieșit din minte un lucru. Știu în cine cred. E posibil ca
în desfășurarea vieții tale, să fii atât de prins de câștig, de pierderi, de frământările acestea sufletești, de grijile care sunt în viața aceasta, care devine din ce în ce mai galopantă și mai stresantă, de tot ceea ce se întâmplă în societate, de nevoile artificiale care sunt din ce în ce mai multe, pentru care trebuie bani, pentru care trebuie timp, pentru care trebuie muncă, pentru care trebuie ani din viață cheltuiți și aruncați. Și când ai tras dungă, îți dai seama, păi stai mă, că ăștia la 70 de ani vor să ne dea șutul să ne ducem direct în groapă, să mărească pensionarea cât mai mult, dacă se poate, la privilegiații societății, iar la ceilalți o scadă cât mai mult. Că de, îs obosiți, mă, magistrații, să învârtă dosarele și să ia șpăgile, îs obosiți și polițiștii să stea în intersecție, să dea amenzi. Da? Nu vreau să înțelegeți că am ceva cu aceste categorii sociale, însă, mi se pare cu totul și cu totul exagerat. Pentru niște beneficii care fac diferență de 25 de ani, aproape 30 de ani. De ce? Că unii au condiții grele. Da, și găsești tot felul de lucruri din astea care să te nemulțumească. Când ai tras dungă, îți dai seama că n-a rămas nimic din viața ta. Ai muncit, ai făcut anumite lucruri și nu rămâne în urmă nimic. Chiar și ceilalți care se bucură de anumite facilități, pe bune sau pe nebune, nu contează. Dacă n-au dimensiunea aceasta spirituală în viața lor și legătura aceasta cu Dumnezeu, tot cu gust amar rămân. Bă, a fost dita mai magistratul, dita mai polițistul, dita mai generalul. La urmă, când ți-ai pierdut gradele și funcțiile, gradele ți le las, dar funcțiile le-ai pierdut. În momentul ăla, începe să uite lumea la tine, ce mai mă și cu asta? Ți-aduce aminte când, dacă ai mai și făcut răznăi și ai asuprit pe unii și n-ai cum să nu-i asuprezi sau să nu le mai deranjezi existența cu câte ceva, o să șoptească așa printre măsele, lasă-l de pace, să vadă. S-a dus, gata, am scăpat de el. Iov însă nu s-a lăsat furat de tot ceea ce era în jurul lui. Avea bani, avea influență, avea averi, avea prieteni, avea copii, avea bunăstare, dar în fiecare zi aducea jertfa, în fiecare zi mulțumea lui Dumnezeu, în fiecare zi își spunea minte că toate sunt un dar de la Dumnezeu. În fiecare zi îi mulțumea lui Dumnezeu. În fiecare zi era conștient că toate sunt un dar care poate fi luat oricând. Și când a fost lovit de viață, Iov a zis, ce pot să fac eu? N-am adus nimic, nu iau nimic. Un lucru știu, știu în cine cred. Știu că răscumpărătorul meu este viu, Goel. Goel, în limba ebraică, înseamnă atât răscumpărător cât și răzbunător. Are un dublu sens, e și un tip al lui Mesia, acel răzbunător al sângelui din vechime, Goel Hadam, însemna omul care face dreptate, dar în același timp și apărătorul dreptății. Și spune Iov, știu că acest Goel al meu, acest răscumpărător al meu este viu. Și că se va ridica la urmă pe pământ. Și dacă acum mi se face o nedreptate, Goel al meu, răscumpărătorul meu, va face dreptate. Și va spune că sunt copilul lui. Nu înțeleg acum, Doamne, nu înțeleg. În situația aceasta în care mă aflu, mă uit și văd că viața mea este trântită la pământ. Pare irosită, par un înfrânt, un învins. Dar un singur lucru cred. Că te vei ridica la urmă și că vei face dreptate. Câți oameni n-au murit cu gândul acesta? N-au mai apucat să vadă dreptatea așa cum a apucat să vadă Iov. Și unii dintre ei au adormit cu speranța aceasta, cu gândul că la urmă se va trezi răscumpărătorul și le va face dreptate. Iov însă a avut bucuria să vadă și ziua în care răscumpărătorul i-a făcut dreptate pe acest pământ. S-a tot frământat, a avut nopți nedormite, a avut zile de chin, de suferință,
Și la un moment dat, Dumnezeu îi răspunde din mijlocul furtunii. Cine este acela care îmi întunecă planurile? Cu alte cuvinte, cine este acela care încearcă să mă judece pe mine? De multe ori suntem nemulțumiți și considerăm că Dumnezeu trebuie să ne dea și mergem cu lista de petiții ca la guvern. Trebuie să-mi dea Dumnezeu viață, sănătate. Nu trebuie să-ți dea Dumnezeu nimic. Dumnezeu nu este dator față de nimeni. Și tot ceea ce ai în viața ta este o binecuvântare și este un dar. Dumnezeu nu este dator nici față de mine, nici față de tine, nici față de nimeni. Și în momentul în care Dumnezeu începe să pună niște întrebări și începe să vorbească din mijlocul furtunii, să arate măreția Lui, să arate puterea Lui, Iov a început să tremure și a început să-i fie frică. A ajuns la cele mai profunde trăiri în care a văzut extremele maxime, nimicnicia omului și măreția Lui Dumnezeu. Atât cât a putut suporta el ca ființă omenească. Însă de multe ori petrecem existența în zona asta mundană, mediocră. Rare ori ieșim așa să scoatem capul spre problemele astea existențiale, să ne punem întrebări filosofice, să ne gândim ce rost avem în viață, pentru ce luptăm, care ne sunt valorile, care ne sunt planurile. Și care este sensul existenței noastre? De cele mai multe ori irosim viața și viața ne este furată de curentul acesta foarte puternic, ori al indiferenței, ori al lucrurilor mărunte. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul. Un alt secret al oamenilor împliniți cu adevărat este că ei știu că Dumnezeu poate totul. Primul, gol am ieșit, n-am adus nimic, nici nu iau nimic din lumea aceasta. Doi, știu că Dumnezeu poate totul. Dumnezeu poate să transforme viața aceasta a mea nenorocită sau poate să-mi dea putere să îndur astfel încât să ies un învingător. În dezbaterea sa, Omul în căutarea sensului vieții, în cartea sa, care este un bestseller scris de Viktor Frankl, reeditat, cred că undeva la peste 100 de ediții, el spunea că însăși suferința purtată cu demnitate poate da un sens vieții. În condițiile acelea de chin, de lagăr pe care le-a trăit, spunea el că însă suferința suportată și trăită cu demnitate poate să dea un sens vieții noastre. Eu v-am spus, Doamne, știu că Tu poți totul, poți să mă ajuți și în situația aceasta, când nimeni nu mai are încredere în mine, când nimeni nu mai poate să-mi dea nicio direcție. Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine, dar acum ochiul meu a văzut când, în cele mai grele situații, în cele mai dramatice și mai puternice lovituri ale vieții, atunci ochiul meu te-a văzut. Și gândiți-vă, dragii mei, că oamenii care au trăit viața cu adevărat și oamenii care au însemnat ceva pentru istorie, nu sunt cei care au fost crescuți în puf, ci sunt cei care au dat piept cu greutățile, sunt cei care au fost căliți de loviturile vieții, sunt cei care au trăit în suferință, în provocări, în necazuri și care le-au înfruntat și au ieșit învingători, au devenit oameni puternici. A avea o viață împlinită nu înseamnă să ai tot timpul succes, să fie toate camerele asupra ta, să fii la toate show-urile de televiziune, să fii prezent în social media, să clipești peste tot, să fii cu zâmbetul până la urechi, în toate postările. Asta ni se vinde, dar nu asta este viața cu adevărat împlinită. Viața cu adevărat împlinită înseamnă luptă, înseamnă suferință uneori, înseamnă lacrimi, dar înseamnă să știi care este motivul pentru care trăiești și să-l împlinești.
Urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, Doamne, dar în suferința asta te-am văzut, te-am simțit aproape. Dacă vreți să nu vi se fure viața, dacă vreți să trăiți vieți împlinite, lăsați la o parte dulcegăriile și toate chestiile astea cinematografice. Să nu credeți că viața este așa o plajă cu tot felul de binecuvântări și fericire eternă și totul vopsit în roz. Astea sunt minciunile care se vând foarte bine și oamenii superficiali le înghit foarte repede. Viața cu adevărat împlinită înseamnă luptă. Unul dintre marii noștri scriitori, cred că Blaga, scria: o luptă e viața, deci te luptă. Aici este frumusețea și profunzimea vieții. Și după ce a trecut de încercarea aceasta, după ce și-a dat seama că gol a venit, gol va pleca în țărâna pământului, că Dumnezeu poate totul, când a văzut măreția lui, a zis: mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Când îți dai seama că nu meriți nimic, când îți dai seama cât de mic ești în comparație cu Dumnezeu, abia atunci începi să vezi cu adevărat, adevărata viață. Și Dumnezeu zice: înapoi la starea de binecuvântat. Sănătate, prosperitate, dublu cât a avut înainte, copii, iarăși încă 10, cu aceeași femeie, n-a divorțat de ea, chiar dacă fusese ca o streașină care picură, a zis Dumnezeu: poți să duci viața mai departe, cu aceeași femeie, încă 10 copii. Și spune Biblia că s-a bucurat de zile multe și a văzut copiii și copiii copiilor, iar sfătoșilor și acela care oferă rețete de viață le-a spus: mergeți la Iov să se roage pentru voi ca să vă iert. Altminteri, s-a terminat cu voi. Domnul a dus, versetul 10, pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Și după aia, bineînțeles, când ai bani, când ai influență, când ai putere, toți oamenii vin lângă tine pentru că au interes acolo, vor să prindă. Bucurați-vă când oamenii vin din interes la voi, că încă aveți ce să le oferiți. Când nu mai vine nimeni la tine, atunci știi că s-a dus tinerețea, s-a dus viața, s-a dus totul. Bucurați-vă când vin chiar din interes. Înseamnă că aveți ceva de oferit. Când nu mai vine nimeni, trebuie să vă faceți probleme. Însă, citind această carte a lui Iov, pe care vă o recomand, o lecturați așa în liniște acasă, ajungem la concluzia că viețile cu adevărat împlinite sunt ale oamenilor care luptă, ale oamenilor care știu pentru ce trăiesc și ale oamenilor care nu-L pierd niciodată din atenție pe Dumnezeu. Iov a rămas neclintit și nu a lăsat ca viața să-i fie furată de nimic și de nimeni, nici chiar de cele mai dramatice lovituri pe care le-a primit. Pentru că a știut în cine crede, a știut că va fi o răsplată, a știut că acel goel, acel răscumpărător se va scula la urmă pe pământ și va face dreptate. Poți să trăiești la întâmplare viața aceasta sau poți să pui valoare în fiecare clipă care la un moment dat va aduce o dobândă cu clipe din ce în ce mai multe în veșnicie. Nu fugi de viața grea, nu fugi de provocări, nu fugi de lucrurile grele, luptă-te cu ele, dar împreună cu Dumnezeu și nici diavolul și niciunul dintre acoliții lui nu va putea să stea împotriva.